La mijlocul săptămânii, piteștenii de la Basket Club Argeș au întâlnit formația SCM Universitatea Craiova într-un joc din cadrul primei manșe a Cupei României la basket. Confruntarea dintre cele două echipe a fost una destul de spectaculoasă, cu răsturnări de situație pe tabela de marcaj. La finalul primului sfert, gazdele conduceau cu 3 puncte, dar la pauza mare, avantajul era de partea oltenilor, 44-40. Oltenii au apăsat pedala de accelerație în ultimul sfert și au reușit să se impună la o diferență de 4 puncte. Scor final 81-77. Returul primei manșe va avea loc la Craiova pe 5 octombrie. Pentru a se califica în finala 8, piteștenii trebuie să se impună la o diferență mai mare de 4 puncte. La finalul meciului cu oltenii, Hristu Șapera, antrenorul piteștenilor, era convins că echipa sa poate recupera în retur acest handicap de puncte, cu condiția ca elevii lui să elimine cât mai mult din greșelile făcute în prima manșă cu SCM Universitatea Craiova. Vom merge la Craiova să câștigăm la mai mult de 4 puncte, vom merge la Craiova să ne calificăm. Nu va fi ușor, s-a văzut acest lucru. Craiova are o formulă de joc în care joacă constant, care este atipică și care nu ni se potrivește nouă. Dar trebuie să găsim soluții.